Tentativă de omor în Maramureș, un bărbat a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat de un coleg de muncă. Cei doi bărbați erau îngrijitori de animale la o fermă în localitatea Viile Apei. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Un bărbat în vârstă de 46 de ani din Satu Mare a fost înjunghiat de colegul său la ferma la care lucra. Polițiștii au fost alertați să intervină de urgență. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că, în urma unui conflict spontan, un bărbat de 61 de ani din județul Satu Mare i-a aplicat o lovitură cu un obiect tăietor înțepător în zona gâtului unui bărbat de 46 de ani din județul Botoșani, ambii fiind îngrijitori de animale în cadrul fermei. Victima, transportată de urgență la spital, se zbate acum între viață și moarte. Agresorul a fost deja audiat de polițiști și reținut pentru fapta sa. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș, iar agresorul este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de tentativă la omor.